Da, mă, trebuie să recunoaștem, nene. Ce este frumos, este chiar frumos. Faină zonă. Ia uite, încă se construiesc. Hop, 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 hop. Ia uite și pe ăsta unde și-a lăsat. Opa. Dă-te un pic mai încolo, Vasile, că ai loc. A, bine, mă. A oprit ăla acolo să-și ia niște biscuiți de la Prozar cu ceapă verde și mărar. Ia uite ce frumos. Da, măi, ceva stațiune aici. Foarte fain. La S-E-E-W-A-L-D. Acolo sunt. Altheim. Adică s-o gătat? Nimă încă unul. Tu la Iveta. Hotel, pensiuni. Oricum, clar că este frumos. Ia uite, salon, ceva acolo de frizuri, de din astea, știi? Bă, știi ce-mi place, mă, la ăștia? Că uite cum sunt și astea aici. Și obloanele astea vechi, vezi? Sunt, păstrează încă stilul ăla vechi. Dar bine, sunt întreținute, știi? Foarte fain. Nii, mă, câți biker din ăștia. Remorca Valentin vine, dă-o în spala glas, mă, pace. Așa. Ce face Vasile ăsta? A, vrea și el pe aici. Uite-mă că ăsta l-a lăsat. Cât de frumos, frate. Bravo, bro. Oricum era ultimul, dar nu, e de apreciat, știi? Uite cum își țin astea la expoziție aici. Sunt din alea vechi. Au panouri solare, observ. Dar eu nu înțeleg cu ce se ocupă, mă, oamenii ăștia care locuiesc aici la munte, la... Uite ce căsuță și-o făcut și ăsta. Super frumos, mamă, ce mișto, frate. Mamă, cum stai, mă, aici în liniștea asta, mă, băiatule? Ceva senzațional, mă. Ia uite, cu rufele pe afară și seara cer mâncare. Ia uite. Vila 48. Asta s-a dus, a mâncat-o albinele. S-a dus cu ea, gata. Nimă câte lemne are ăsta aici. Tu l-ai vet-o. Ia uite-o, că și aici e ceva firmă. Bun, de aici trebuie să încarc, nu? Bă, nu știu de ce tot am impresia că o să intru în Franța. Nu intru. E ok. Ia uite ce stâlp au acolo. De comunicații, mă. Aha, înțeleg. Înțeleg tot. De comunicații. Biserica. Hai cu doamneștele, ne. Ideea e că mi-a dat o încărcare astăzi cu descărcare pe 4 și mi-a mai dat încărcare pe 3 cu descărcare pe 3. Este ceva foarte ciudat, că eu trebuie să fac task-urile alea în ordine, știi? Dar ideea, știi care este? Că mâine este închis în Germania. Este marți, este 3 din ăsta, ziua 3, așa, în septembrie, octombrie, ce? Octombrie, hai să ne uităm. Octombrie, 3 octombrie este mâine. Da, durează până se facă upload la clipuri, pentru că e problemă cu internetul, ca să zic așa, nu mi-ajunge și e foarte scump, crede-mă. Bun, mulțumesc pentru înțelegere. Frumos, nene. Hai să mai mergem un picuț. Nici olienele, mă, nu au chef să se învârtă. Sunt cam leșinate. Ia uite din ăla de armată. Și limuzină. Mamă, fii atent din astea. Mamă, ce tari sunt alea, frate. Tu l-ai fetă. Bă, stai ușor aici. 40, 50, 20, 24 de grade s-au făcut.
Nu înțeleg de ce. A crescut, stai ușor aici, Valentin. Fă-i loc și lui băiatul ăsta. Așa. Ia uite, termopane! Alo, Bella Italia! Tu l-ai văd, deci când le văd, mama mea, doamne, nu mai vreau să aud de ele. Du-te, mă, cu termopanele tale. Băi, 30 aici și mai au ăștia ceva radare din astea. Nu știu de unde, bă, și-au cumpărat atâtea radare din astea. Servus, my friend, I'm from Romania and I am very happy. Trambulină, bus house din ăla, ia uite, Porsche galben. A, și ăsta stă la garsonieră și are o mașină și șmecheră și mănâncă un pateu. Înțeles. Bă, înainte? Da, mă. Anker. Ia uite, om, și pe biciclist asta. Băi, dar ce frumos e aici, mă, Vasile. Tot 30, frate, dar nu v-ați sătura, mă, de 30 ăsta? Poșta DHL. Nu, no, unde a oprit Robingo ăsta. Pare cam sărăcăcioasă zona asta. Am văzut o pisică, ai văzut-o? De înapoi să o vezi. Angel Saligny, asta e strada, da. Mamă, ce sus suntem aici, frate. Cartofi, cartoflan. A, știi ce am găsit, mă, la Penny sau la Profi, unde am fost, eu nu mai știu. Am găsit într-o cutie cartofi din aia feliați, știi? Bă, zic, dar ăștia-s chiar leneși, frate, nici cartofii nu-și taie, că nu înțeleg. Băi, mai am mult, 29 de km în 34 de minuți. Oi, madres dios. Ia uite, băi, dar ce frumos, mă. Da, mă, îmi place. Asta e din ăla de animale. Ai deschis geama acolo, a venit mirosul de vacă. Da, n-ai ce face. Ideea e că mi s-a stins eroarea aia, frate, nu știu cum s-a întâmplat, dar s-a stins. Da, lasă, când se aprinde, se aprinde cu totul. Doamne ferește! Da, da, da! Nimă ce s-a dus ăsta la sută, nebunule, uite radarul. Sau ce e ăla? Mamă, ce m-am speriat, ești nebun, am crezut că e radar, frate. Du-te de aici, lasă mai încet. Mamă, ce baină miroase, au tăiat iarba, știi? Foarte fain miroase, dar nu înțeleg ce e planta asta, mă. A, cred că e soia, mă. Aha, uite-mă aici, au tăiat. Ia uite-mă cu teren de fotbal, frate. Du-te, mă, de aici. MTB. Aș spune eu ceva, dar nu e voie. Din belșug. Ceva de cherestea pe aici. Auci, 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 auci. Exploatare forestieră protejată. Nu în neștire, controlată de fapt. Bun. Să înaintăm pe cai, măria ta, Ștefan cel Mare, unde ești? Să-i găurești pe ăștia cu bormașină de la Parkinson.
Nu, că pe aici, pe undeva, trebuie să încarc. Și mă uit cum se numește firma. Firma se numește Wildberger Strasse B și E, ceva de genul B și E. Ok, hai să vedem. B și E. De obicei mă duce la destinația asta, știi? Hai să vedem unde e B plus E. Bă, am mai încărcat de aici, mă. Am mai încărcat de aici, pă, ții minte că am mai încărcat. Da, frate. Treabă simplă, acolo trebuie să mă duc, uite, mai e un coleg. Ha-ha, prea tare. Hai că iar am provocare, frate. Trebuie să mă bag după băiatul ăsta. Hop. A, e, frate. Sigur e bine, colegule. De pace. Hai să mă vezi pe mine. O să dau aici, este R mare și R mic, ca să zic așa. Pe aici, pe R mic, ăsta funcționează mai încet lucrurile. No, hai să vedem ce-a fi. E bine, mă, până aici. Ăsta nu știu ce tot comenta. A, că vrea să-și ia vagonul, mă. Când am venit eu încoace, el trebuie să-și ia ăla, știi? Stai că mai profit un pic și fac repede o manevră. Hop. E perfect de strâmb. Îi dăm mai în față. Am crezut că vine să agățe, mă, dar el a dezgățat acolo. Știi? Și... zi, trebuie să vină să își încarce acum marfă. Hop. Știu că nu e ok să iau pe loc, dar nu am ce să-i fac. E prea scurt spațiul ăsta și mă enervează.
Deci că așa e bine să te enervezi. Aha. Să mai lăsăm un pic în față. Gata. Cam strâm, mă duc să văd dacă se poate lăsa aia, ar fi trebuit să mă dau un pic mai în dreapta, știi? Încă un pic. Ușor. Mai înapoi. Bun, monsieur, așa rămânem. Everybody, hey. Acum am terminat de făcut și loading-ul. Treaba e bună. Am până la destinație 2 ore și 4 minute, spune el. Și eu am 6... 8. Nu știu dacă o să reușesc să ajung până la descărcare, pentru că nu cred că o să fie vreme. Să vedem pe unde mă opresc. S-ar putea să merg tot pe același drum, nu știu exact. Am vedea ce-a fi.